Primarul Dominic Friț se va adresa instanței în cazul vilei de pe strada academician Corneliu Micloș, numărul 5, care a intrat în atenția municipalității la sesizarea familiei Dragoș terorizată vreme de 20 de ani de vecini pentru a renunța la casa părintească. În urma verificărilor, echipa de control a primarului a constatat că administrația anterioară a făcut mai multe excepții pentru proprietarii palatului când a emis autorizația de construire în anul 2013. Astfel, autorizația a fost emisă cu încălcarea unor prevederi legale, în primul rând cele referitoare la gradul de ocupare maxim a terenului. Dominic Fitz va cere în instanță anularea autorizației de construire și sistarea lucrărilor. Autorizația a fost prelungită în 2014 și încă nu s-a făcut recepția lucrărilor. Anularea autorizației este primul pas necesar pentru readucerea la starea inițială ori demolarea clădirii. Nu știu de ce administrația anterioară a făcut aceste concesii care depășesc prevederile legale. Nu putem să ștergem păcatele trecutului, dar nici nu avem voie să asistăm pasiv la perpetuarea lor, mai ales că nedreptatea urbanistică se continuă cu alte forme de hărțuire și terorizare a vecinilor. De aceea am hotărât. Să fac un pas neobișnuit și să cer anularea unui act administrativ emis de propria instituție, chiar dacă în alte vremuri, a declarat primarul Dominic Fritz, autorizația de construire emisă fără respectarea legislației de către administrația anterioară este expirată și a fost solicitată pentru consolidare, modificări interioare și exterioare, extindere și mansardare. Lucrările nu au fost executate în totalitate. În urma verificărilor, echipa de control a primarului a constatat printre altele că proprietarii imobilului au construit în baza autorizației emise pe mai mult de 50% din suprafață. A terenului, deși legea permite un grad de ocupare de maximum 40%. În plus, autorizația a fost emisă cu încălcarea unui contract de concesiune.